Contraofensiva Ucrainei pare imposibil de oprit de invadatorii ruși. Militarii coordonați de la Kiev s-au apropiat de granița cu Rusia. Dacă pe front nu pot face față, soldații trimiși de Putin au atacat în schimb mai multe centrale electrice. Este motivul pentru care Harkov, al doilea cel mai mare oraș din Ucraina, nu mai are energie electrică. Despre aceste atacuri ale ucrainenilor, care ar putea schimba decisiv cursul războiului, ne spune mai mult Alexandra Dinu. Alexandra, te ascultăm. Bun găsit! Președintele țării Volodymyr Zelensky a anunțat că armata lui a recuperat 3.000 de kilometri pătrați de teritoriul pe frontul de est și cel de sud. Ca să înțelegem mai bine ce înseamnă acest lucru, putem să ne gândim la delta Dunării de la noi din țară. Militarii ucraineni au ajuns la granița cu Rusia pentru prima oară de la începutul invaziei. Soldații au fost întâmpinați cu aplauze și îmbrățișări. Ca răzbunare pentru pierderile de pe front, armata lui Putin a lovit mai multe centrale electrice din țară. Bombardamentele s-au auzit de la kilometri distanță și sute de mii de oameni au rămas fără energie electrică. Harkov, al doilea oraș ca mărime din Ucraina, se numără printre localitățile afectate. Armata ucraineană avansează cu repeziciune în estul Ucrainei, unde a pornit o contraofensivă și a reușit să spargă linia frontului. Pentru că s-au simțit încolțiți, militarii lui Vladimir Putin au fugit și au lăsat vehiculele de război și echipamentele. Rușii nu recunosc o retragere în această situație și spun că este vorba despre o regrupare. Însă situația din teren arată cu totul altceva. Soldații Kievului au reușit să elibereze un oraș strategic din estul țării și rând pe rând localitățile ocupate de ruși ridică steagul ucrainean după luni de zile. Între timp, operațiunile de la centrala nucleară Zaporojie, aflată sub control rusesc, au fost oprite complet ca măsură de siguranță. De câteva zile, unitatea folosea singurul reactor rămas în funcțiune ca să genereze curentul electric necesar operațiunilor de răcire esențiale, după ce toate liniile electrice din interior au fost deconectate în urma bombardamentelor din zonă. Una dintre linii a fost restabilită sâmbătă, ceea ce a permis oprirea ultimului reactor funcțional. Був нанесений ракетний удар по об'єкту інфраструктури, пошкоджені трансформатори, які живлять місто Харків. Furioși din cauza avansului rapid al armatei ucrainene în nord-estul țării, unde a reușit să recucerească 10 de localități și să elibereze 3.000 de kilometri pătrați de teritoriu, rușii au lansat atacuri furibunde în Harkov. Au vizat mai multe centrale electrice din cauza cărora regiunea și orașul Donetsk au rămas fără curent. Rușii nu recunosc o retragere în această situație și spun că este vorba despre o regrupare, însă situația din teren arată cu totul altceva. Soldații Kievului au reușit să elibereze și Izium, un oraș strategic din estul țării. Сьогодні завершуємо крапку звільнення Балаклія, першого великого міста. Під час нашого наступу я впевнений в тому, що це не останнє місце. Ministrul ucrainean al apărării a transmis Kremlinului că țara sa se va așeza la masa negocierilor abia când toate teritoriile vor fi eliberate și granițele vor arăta ca la 1 decembrie 1991. Iar în urma victoriilor recente, președintele Volodymyr Zelensky a transmis un mesaj extrem de dur rușilor. Încă mai credeți că ne puteți intimida, diviza, învingeți? Chiar nu ați înțeles nimic? Nu ați înțeles cine suntem, ce reprezentăm, despre ce vorbim? Citiți pe buze, fără gaz sau fără voi, fără voi, fără lumină sau fără voi, fără voi, fără apă sau fără voi, fără voi, fără mâncare sau fără voi, fără voi. Frig, foame, întuneric și sete pentru noi nu sunt la fel de înfricoșătoare și mortale precum prietenia și frăția voastră. Discutăm pe marginea acestui subiect cu Cristian Părvulescu, politolog, este alături de mine în platou. Bună ziua, mulțumesc pentru prezența în jurnal. Am ascultat acest mesaj pe care l-a transmis Volodymyr Zelensky. Iată, au trecut mai bine de 200 de zile de la începutul acestui război și în continuare spune că preferă orice, mai puțin Rusia și frăția cu Rusia.
Este un discurs care va rămâne în istorie. Este un discurs care se înscrie în lista nu foarte lungă a marilor discursuri care reușesc să pună degetul pe rană. Este un discurs de tipul celui pe care îl ține mintea lui John Fitzgerald Kennedy sau Martin Luther King, care au făcut istorie. Pentru că este extraordinar de clar. Fără voi, cred că așa o să-l ține minte, această porțiune din discurs, din prezentarea sa, pe care o face ca de obicei pe rețelele sociale, că nu se mai adresează mulțimilor, cum se întâmpla pe vremea lui John Kennedy sau lui Martin Luther King, dar discursul spune totul. Sigur că este un discurs entuziast după această contraofensivă de succes, după această capcană pe care ucrainienii au întins-o tactic rușilor, pentru că rușii au fost pregătiți pentru o ofensivă în sud, și în afară de cea din sud, care a fost foarte dureroasă, în care pierderile ucrainienilor au fost foarte mari, pierderile umane, a venit și aceasta din est, care a fost foarte rapidă. De ce? Pentru că ei au deplasat trupe pentru a se apăra în sud și atunci au lăsat descoperită zona asta. Și rușii și ucrainienii au dreptate. Altfel spus, este o regrupare pentru că n-aveau ce să facă, dar este o retragere pentru că a avut loc o contraofensivă. Este spectaculoasă, pentru că s-a produs în doar câteva zile, au ocupat 2000 de kilometri pătrați, 1000 sunt ocupați în sud. Este, pe de altă parte, spectaculoasă pentru că a însemnat eliberarea unui oraș important. Rușii s-au mândrit în martie când au ocupat Izumul, acum sunt obligați să se retragă și dacă ofensiva va continua, Kremlinul va avea probleme serioase de legitimitate. Încă nu au ajuns la granițele Donbasului, dar nu sunt foarte departe de acolo și dacă ne uităm pe harta pe care dumneavoastră ați arătat-o înaintării, vom înțelege că trupele care sunt în jurul Harkivului nu mai pot rămâne acolo, trebuie să se retragă rapid. Ăsta e și motivul pentru care încearcă să creeze cât mai multe daune, bombardează centrale electrice, bombardează aducțiuni cu apă, pentru a crea cât mai multe probleme administrative care să îngreuneze ofensiva contra ofensiva. Sigur că armata ucraineană încă nu a ajuns la graniță, dar ar putea ajunge dacă ne uităm la ritmul în care a avansat și ar putea trece chiar granița. Ce ar însemna asta? Sigur, ar însemna foarte mult, pentru că faptul că un singur soldat ucrainian a pus piciorul pe teritoriul rusesc ar produce un cutremur extraordinar. Pe de altă parte, există și riscuri. Riscurile sunt acelea ca rușii să considere că sunt atacați în zona lor și să treacă de la amenințare la folosirea armei nucleare, dar știți cum, arma tactică are o mare problemă. Ea lovește undeva unde și trupele rusești și trupele ucrainiene ar putea să fie afectate. Ar fi simbolic numai. Faptul că steagul ucrainian a fost pus fie și două ore pe teritoriul rusesc ar fi o chestiune simbolică, pentru că Vladimir Putin, vedem clar că puterea sa se clatină în momentul de față. Era evident după 24 februarie că a făcut un pas greșit, dar acum pasul este și mai clar greșit și depinde dacă această debandadă va continua. Dacă vor putea să organizeze o linie de apărare undeva în Donbas, spre exemplu, în Luhansk, sau vor fi obligați să se retragă într-una, pentru că atunci situația devine foarte complicată pentru Putin. Vorbiți despre debandadă și mă gândeam la aceste informații care spun că militarii ruși au lăsat în urmă arme și tot ce aveau și-au fugit. Există această teamă, nu, de a fi luați prizonieri? Evident că există, dar cred că au primit ordine foarte clare să se retragă. Și atunci, în retragere, au lăsat tot pentru a se retrage rapid, pentru că, din câte vedem, înaintarea ucraineană a fost foarte rapidă, deci riscau să fie foarte rapid înconjurați. Și atunci, orice constituia o problemă, a fost lăsat. Tancuri, tunuri și mai ales depozitele de armament. Pentru că ei nu erau pregătiți pentru aceasta. N-au crezut că așa ceva e posibil și asta e o problemă foarte serioasă pentru contrainformațiile ruse. Deci n-au avut capacitatea să obțină informații, ceea ce înseamnă că ucrainienii au reușit performanța să elimine toate cârtițele din sistem. Pentru că au avut probleme foarte serioase legate de informațiile care ajungeau repede la ruși. Așa se explică ocuparea unor orașe în prima perioadă a războiului, inclusiv a zonei din sud, a Hersonului, pe care încearcă să o elibereze astăzi. Dar nu cred că trebuie să exagerăm importanța acestei contraofensive în acest moment. Trebuie să vedem cum se vor desfășura lucrurile. Este un început. Dacă va continua, va fi cu atât mai bine pentru Kiev. Dar rușii au capacitatea să se replieze și să reziste. Asta voiam să vă întreb. Cum văd rușii toate aceste evenimente din ultimele zile? La ce ne putem aștepta în perioada următoare? Ce reacții
Ați văzut, deja au început critici, în general la adresa conducerii militare, dar ele se adresează și conducerii politice. Au apărut și consilii locale care cer demiterea lui Vladimir Putin la Sankt Petersburg, la Moscova, în Lomonosov. Deci apar tendințe de genul acesta, nu sunt neapărat noi. Ele au mai existat și înainte și erau izolate. Dar acum, faptul că acum au curajul să se exprime, arată că legitimitatea întregii operațiuni este discutabilă, pentru că sondajele de opinie care indică în continuare războiul este foarte popular, trebuie privită cu foarte mare neîncredere. Cine ar putea, într-o țară cu regim autoritar, să spună ceea ce crede despre un război, câtă vreme ar avea de plătit cu vârf și îndesată în legătură cu asta? Însă Putin speră în continuare ca iarna să fie în favoare și în Ucraina. Ucrainenii sunt și ei grăbiți. Și în Europa. Lucrurile nu s-au tranșat nici pe departe din punctul ăsta de vedere. Într-adevăr, sunt săptămâni cruciale. Vom vedea dacă această înaintare continuă, dacă rușii sunt dispuși să înceapă tratativele sau nu. Ați văzut, ucrainenii au pus condiții clare, care înseamnă că vor să recupereze absolut toate teritoriile, inclusiv Crimeea, pe care rușii o consideră deja teritoriu rusesc. Putem spera la încheierea războiului în următoarele luni? Nu e greu să cred în momentul acesta că este posibil, că am putea vorbi despre o șansă foarte mare. Orice este posibil, însă în măsura în care lucrurile scapă total de sub control. Nu știm ce se va întâmpla la Moscova, nu știm cum va rezista Putin, dacă va rezista, nu știm ce se va întâmpla. Ați văzut Kadyrov, pe de-o parte critică, pe de altă parte laudă conducerea rusă, toate lucrurile astea ne arată să vedem că începe să existe o tendință a unor lideri locali de a se gândi la perioada post-Putin, la perioada în care vor trebui să-și găsească propriile lor soluții. Nu știm ce se va întâmpla, nu vreau să fac foarte multe speculații din punctul ăsta de vedere, dar cu siguranță astăzi Putin este mai slab decât acum două săptămâni. La ce ar putea recurge în aceste condiții? Exact cum spuneți dumneavoastră, este mai slab. S-ar putea îndrepta spre China? Întâlnirea care va avea loc nu este legată de contraofensiva ucrainiană, ea este stabilită de multă vreme. Dar de ce ar fi China interesată să ajute un muribund? Bun, China este foarte interesată să pună mâna pe resursele pe care le are Rusia. Nu va face imediat. Dar Rusia s-a lansat în această aventură foarte periculoasă. China este interesată să mențină Statele Unite într-o situație complicată geostrategic pe plan mondial. Ăsta e motivul pentru care sprijină Rusia, dar nu a făcut exces din acest sprijin. Dincolo de declarații politice, liderii chinezi nu au făcut nimic în favoarea Rusiei, nici măcar cât a făcut Iranul, care a trimis arme și a trimis drone, spre exemplu, spre Rusia, nici măcar atât. Iar vorbele nu-l ajută pe Putin să își stabilizeze puterea la Moscova. Deci nu vedeți ca în perioada următoare să primească un ajutor real, concret, din partea Chinei? China nu face erori. Și în orice caz, ceea ce interesează în momentul de față pe Xi Jinping este Congresul Partidului Comunist Chinez. Sigur, nu are contracandidați. Dar orice eroare pe care o face poate să ducă la un cutremur și vrea ca totul să rămână previzibil. Nu este în cel mai bun moment după pandemia de COVID-19, așa că își dorește mai degrabă ca situația să rămână aceeași. Vom vedea după Congres și după evoluțiile din Ucraina dacă situația se va schimba. Dar câtă vreme Statele Unite păstrează în continuare un avantaj tactic la nivel mondial, nu vor face greșeli. În plus, sunt alegerile de la jumătatea mandatului în noiembrie. Și toată lumea, Putin, Xi Jinping, dar și noi, ne uităm cu interes să vedem încotro se va îndrepta America după asta. Va mai avea Biden sprijinul Congresului sau nu? La ce să ne așteptăm? Toate lucrurile astea sunt importante pentru Beijing, care nu cred că doar privește, ci cred că încearcă să-și intervină în jocul politic american, nu cum au făcut-o ruși în 2016, dar cu siguranță nu sunt doar spectatori. Și până la urmă vrem să vedem și noi efectele, pentru că vom fi afectați cu toții. Mulțumesc tare mult pentru prezența noastră și pentru toate aceste explicații. Explozia prețurilor.